Vasile Popeanga a făcut în urmă cu câteva săptămâni o interpelare la Ministerul Economiei prin care seziza faptul că Ionel Manțeog ocupă ilegal funcția de director economic al Complexului Energetic Turceni, susținând că acesta nu are studii în domeniu. Potrivit Ministrului Economiei Ion Ariton, Ionel Manțeog a absolvit Facultatea de Drept București, secția Drept Economic și Administrativ, studii care îi permit să fie director economic. Aflând punctul de vedere al Ministerului, deputatul Vasile Popeanga a găsit repede și o explicație. Nu mă așteptam să răspund altfel. Asta este comentariul meu. Dar de ce nu poate să răspundă altfel? De ce? Pentru că este omul care are relații la Ministerul Economiei. Culmea, cu o săptămână în urmă, Vasile Popeanga susținea că Ionel Manțeog nu mai este bine văzut de Ministrul Economiei, declarând chiar că a aflat că lui Manțeog i s-ar fi cerut demisia din funcția de director al Complexului Energetic Turceni. Dumneavoastră spuneți că are relații la minister, dar parcă până săptămâna trecută spuneați că domnul Ariton nu vrea demiterea dumnealui. Da, că da, i s-a cerut și s-a intervenit pe alte linii ca să nu-și dea demisia.